Și nu vreau să mă uit, Uuuu. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Clash Royale. Bine, astăzi suntem din nou Arena 8, dar deschidem aici un chest foarte rapid și vreau astăzi să cumpărăm această ofertă de 50 de lei cu un super magical chest, 20.000 de gold și 1200 de gemuri, pentru că altfel dacă nu cumpărăm tot felul de oferte din astea, nu putem avansa, frate, ne trebuie level, ne trebuie bani și ne trebuie cărți, pentru că nu avem niciuna dintre ele ca să avansăm, așa că o să cumpăr această ofertă foarte, foarte rapid. Bun, am dat verify și acum așteptăm să vedem să cumpărăm oferta. Am dat 50 de lei pe oferta asta, mi se pare destul de mult. Every time vreau să dau confirm, payment successful și să vedem ce ne pică în acest super magical chest, dacă ne pică o legendară, fraților. E bine, avem 5.000 de gold, avem un guards epic. Ok. Și avem încă o legendară la colecția noastră, să sperăm că e o legendară nouă și că nu este o legendară pe care o mai avem. Și nu vreau să mă uit, Nightwitch-ul, frate, Nightwitch-ul este o carte super, super, super bună și mă bucur, frate, rău de tot că am primit-o. Am cumpărat acest, ăsta, avem 114.000 de gold, 2.000 de gemuri, suntem super bine, rău de tot. Dacă strângem multe like-uri la acest episod, o să mai deschid și chesturile astea noi care sunt pe aici, asta, Fortune Chest, ce mai e, King's Chest, astea, le deschidem pe toate dacă strângem multe like-uri la episoadele care urmează și dați și share la acest videoclip. Și abonați-vă cu clopoțel și toate cele, fraților, toate cele. Să-ți dau un pic jocul mai tare, hai să vedem ce facem. Deci, nu vreau să încep cu începutul, gen cu golemul. O să punem un baby dragon aici, un mega minion aici, că el vrea să-și o ardă cu X-Bow, ok. Ardeți-o cu X-Bow, ce nu te las eu? Pe bune. Ar fi și aiurea să nu te las eu. O să pun și un elixir collector aici. Și o să pun imediat pe tip ăsta așa. Și ăsta așa. Ne-a luat ceva din turn, dar e ok. Tancăm aici foarte frumos mult elixir și mergem cu golemul pe el. Nici nu o să știe ce l-așteaptă. Ok, ne-a pus un dăla care e super, super, super nașpa. Dar nu e problemă. Toți v-ați luat de mine în comentarii că puneam astea trupele în fața golemului. Da, și aveți dreptate, într-adevăr. O să las asta aici că nu n-am ce face. Așa că o să pun toate trupele în spatele golemului. Faza e că el se mișcă foarte încet și dacă l-aș pune în spate totul să ajungă în față. De ce a pus tornada aia acolo? Nu înțeleg. Adică ok, uite, am pus astea în spate, da? Și chiar am pus multe. Ok, uite, în momentul de față avem o problemă destul de mare ăștia, dar nu contează că noi avem golemul. Și o să dau un fireball aici care o să ia destul de mult, aș putea spune, și avem ăștia care se duc pe King Tower și bănuiesc că o să ia ceva. Nu o să mai băgăm ăștia în seamă. Ok, chiar dacă au șanse mari să ne ia turnul. 175, 29. Oh my god, am lăsat cam mult, dar o să le luăm noi turnul înaintea. Da, le-am luat turnul, a fost super aproape, dar din fericire le-am luat turnul. Primul match l-am câștigat și ne apropiem de Arena 9. Vreau să intrăm cât mai rapid Arena 9, frate. Deci nu vă imaginați cât de rapid vreau să intrăm. Să-mi spuneți în comentarii un deck, pentru că am, frate, un Lumberjack, am un Inferno Dragon, am un Nightwitch și mai am și o prințesă, frate. Adică am câteva legendare. Am stând deja o colecție mică de legendare. Și chestia asta mă bucură foarte, foarte tare, pentru că am ajuns la matea legendare. Mă rog, nu-s multe, 4. Uite, avem și un Crouch, să vedem. Legendară nu, din păcate, dar... nici nu aveam așteptări foarte, foarte mari. Mai jucăm un meci, uite, ne-a dat cu un level 9 acum. S-ar putea să fie un pic mai greu, s-ar putea să nu, să sperăm că nu. Bun, o să pun un Ice Spirit aici ca să pun o pompă. Ok, tipul ne-a pus un golem. He knows what's up. He knows, he fucking knows. S-ar putea să avem decuri asemănătoare. Sper că nu. Ar fi chiar oribil dacă am fi avut decuri asemănătoare. Să pun și niște goblini, o să dăm mulți în acel golem. O să dau și un Ice Spirit ca să se apropie mai greu. Voi da și un Zap aici. Nu am ce să pun, frate, efectiv nu am trupe de sol să pun pentru prinț. Asta e o problemă destul de mare. Efectiv nu am cu ce să opresc un prinț când e să mă atace. Da, și am pierdut primul turn. Nu, deci deck-ul ăsta nu e, e bun, știu, dar nu e foarte bine consolidat. Asta e problema cu el în momentul de față. Bun, o să pun goblinii ăștia aici.
Și un nice spirit. Așa. Foarte bine. Pompa noastră văd că încă face ceva. Trimitem un golem foarte rapid pe acel turn, cum ne-a trimis și el, dar din păcate fără succes, ce pot să spun. Ok, a pus un prinț, dar nu știu cât de tare o să-l ajute prințul ăla. Nu, chiar deloc. O să trimit un fireball aici ca să distrugem trupele astea mai devreme. Și turnul acela sigur îl luăm. Ok, un skeleton army, skeleton army. Cam inutil aș putea spune. Pentru că degeaba, o să-i dăm ceva damage. Nu foarte, foarte mult, dar i-am dat oricum mult damage. Are mai puțin la turnul mare. Degeaba, degeaba ne-a dat ăla, pentru că e ori 2 elixir. Și o să vreau să trimit un golem aici. Ok, ne-a trimis un dăla, nu o să-l ajute foarte mult. A pus și niște arcași. Ne mai punem și niște golemi. A pus și un skeleton army, ok, ăla... Mama a dat mirror, frate, pe bune. Da, atacul ăsta nostru nu prea a fost foarte bun. Din fericire am luat ăsta. Ok, o să punem niște gobline aici, chiar dacă o să ne ia mult din turnul ăla. Și încercăm, facem tot ce putem. Absolut tot ce putem. Am crezut că a intrat cineva peste mine în cameră, frate. Bun, o să pun un golem aici. Mi-a pus un prinț, frate. Dar prințul ăla o să rămărească golemul. Și o să dăm un zap aici. Și un baby dragon. Da, ok, o să trimit un mega minion, niște dăștea. Pe turnul ăsta să vedem ce facem. Ok, mi-a luat ăsta, mi-a luat ice spirit-ul. Bun, dăm un zap aici. Golem, 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 golem. No, asta a fost. Oh my god. Da, din păcate am pierdut acest match cu 2-1. Dar e ok, se putea și mai rău. Avem 2300. Eu cât am avut maxim chiar? 2578. Ah, da, pe live am avut 2578. Eram super, super aproape, frate, de arena nouă. Dar nu, n-am apucat, din păcate. Ok, pe noi ne-a dezavantajat că n-aveam elixir, așa că trebuie să punem o pompă sau chiar mai multe ca să avem elixir mult. Haide, bun, punem un elixir collector aici. Ăștia ce fac? O să le pun un ice spirit. Aoleu! What the fuck is going on? Gata, i-am prilit pe toți cu zap-ul ăla. Perfect. Am rămas cu pompa, asta e foarte bine. El și-a folosit mult, sigur. Deci suntem în avantaj pe elixir, cred. Sper. Mai avem mult din pompă, doar dacă nu dă ceva rachetă sau fireball, ar fi foarte, foarte, foarte nasol. Avem elixir full, punem un golem aici. Aș mai pune o pompă, dar nu prea am timp, știi? Pentru că dacă era... Ok, ne-a pus un witch. Asta nu e deloc ok. Aștept să mai fac ceva elixir, pun un mega minion. Pun niște gobline aici. Pun și un d-asta. Ok, ne-a dat cu chestii. Chiar vrea să ne oprească golemul și cred că o va face. Da, deja ne-a oprit golemul. Gen tot golemul, frate. Destul de nasor, dar mai avem ăștia care se duc spre turn. Dar nu o să facă foarte, foarte multe. Ok, și-a dat ultimul elixir pe chestia asta. Deci iar suntem pe avantaj de elixir. Doar că are o apărare foarte, foarte bună tipul ăsta, știi? Hai să ne folosim de pompă din nou, mai ales că acum vine minutul imediat, știi, ar fi un plan destul de bun. Punem un elixir collector. Da, îmi trebuie un deck mai bine structurat decât ăsta. Ok, deci a pus... Ok, zap. Da, n-am dat la foarte mulți. Dar am făcut ceva damage. Perfect. Dăm niște goblini aici. Un golem aici. Cred că o să termine egal meciul ăsta, dar nu știu de ce am această presimțire. Stai. Mai dăm un elixir collector. Nu știu dacă a fost chiar cea mai bună opțiune, dar să sperăm că da. Mai dăm niște goblini, un fireball aici să-i lovească pe toți. Perfect.
facem tot ce putem, spamăm cu trupe, avem două pompe de elixir, frate, ar trebui să facem ceva pe bune. Mai dăm și un zap. Avem doi baby dragon care se duc pe turnul ăla, deci sigur îl luăm, mai dăm și cu un fireball și cam ăsta a fost meciul. Sigur l-am câștigat, nu mai are cum să ia tot turnul ăsta. Foarte bine. Am jucat foarte, foarte, foarte bine. Level 9, l-am bătut, mă bucur. Ok. Scuze că vorbesc în ce sau așa, de 1:30 dimineața și ai mei dorm, știi? Și e ciudat să vorbesc tare, ok. Ce mai facem? A, da, uite, s-a băgat challenge-ul ăsta. Hai să intrăm aici, că e one free entry, să vedem care e șmecheria pe aici. Poate câștigăm și noi ceva și dacă e să... a pus de-astea de Crăciun. What? Mi-a dat un deck random? Păi da, știu ce fac. Pun niște goblin, nu, niște archers. A, cred că avem același deck, mă. Foarte probabil. Ăsta nu știu ce face, într-adevăr. Royal Ghost-ul nu știu ce face. A, dar voiam să dau mirror la Sparky. Oh, nu, mi-a distrus tot. Tot mi-a distrus. Ok, am luat wizard-ul. O să dăm un miner aici să vedem... dacă putem face ceva. Mi-a pus Royal Ghost-ul ăla care chiar e OP din câte văd. Chiar e foarte OP, ia să vedem. Punem un wizard aici să vedem. Dar e greu, frate, că eu n-am cărțile astea. Nu știu cum se joacă toate cărțile astea. N-am nicio pompă de elixir, nu știu ce să fac. Aș mai vrea să aștept puțin. Dar-mi place că e și muzică de Crăciun așa. Ok, nu contează, o să lăsăm Goblin Gang-ul ăla acolo. Punem un Sparky. Bă, dar avem același deck, frate, nu știu, mi se pare cam aiurea challenge-ul ăsta. No. Ok, dar asta e bine că mai avem încă un Sparky. El și-a folosit 6 elixir. Punem aici un Goblin Gang, dacă s-ar pune azi. Perfect, l-am distrus și avem un Sparky și un Goblin Gang. El nu mai are elixir deloc, vă asigur. Degeaba mi-a pus și Sparky-ul ăla, frate. Minerul. Perfect, am luat deja un turn. Punem și un miner aici să se ocupe de el. Și mai dat o să mai punem încă un Sparky, fraților. Sunteți gata de încă un Sparky. Nu, punem un Sparky. Nu, așteptăm să treacă ăștia. Și punem un Sparky aici. Și imediat mai punem încă un Sparky. Și mai punem și un Goblin Gang și o să-l distrugem, frate, pe tip. Efectiv, îl vom distruge. Da, nu prea da foarte mult pe turn, dar mai punem și un Wizard care o să dea sigur. Bun, 900 la turn. Foarte bine, Sparky-ul e liber. Genial challenge-ul ăsta. Chiar e mișto, adică fiecare are deck separat, nu, fiecare are același deck, știi? Și cine e mai bun câștigă și se pare că eu am câștigat surprinzător, nu înțeleg cum ne-am câștigat. Ok, ăsta e deck-ul meu. What the fuck, ce-i cu deck-ul ăsta? Ok. Deck-ul Tombstone. Ok, ce o să facem? O să facem asta, o să punem două battle ram-uri. Și cu ghost-ul ăla. Pe bune, what? Mi-a dat mirror la căcatul ăla. S-a mort tu. Păi da, bă, n-am rezolvat absolut nimic așa. Absolut nimic. What? E greu deck-ul ăsta. Asta zic, perfect. O să luăm pe tipul ăsta foarte rapid. Am și graveyard, nu știu, n-am mai jucat cu graveyard până acum, dar... nu știu cât de greu va fi. Ok, ăștia vin spre mine, număr mare. Nu, știi ceva, o să le pun un battle ram aici. Și un graveyard aici. No. Hai, mă, pe bune.
Hai că aproape, deja am luat turnul ăla, asta e foarte bine. Ok, ce o să ne pună el? O să ne pună dăștea. Așa că punem foarte rapid niște goblin pe aici să nu se atingă ăștia de turnul meu. Foarte, foarte important, ok. Cam degeaba ăla aș putea spune. Dăm și un Royal Ghost, că chiar e mișto cartea asta nouă de Royal Ghost, așa. Mi-a dat și el un Royal Ghost, dar al meu își cam ia bătaie. Dar ghici ce? Atacați aici, mă. Și după vă pun niște dăștea. Încă o dată vă mai pun niște dăștea. Ok, ok, ok. Acum o să fie destul de greu. Mamă, dar eu pe rău Royal Ghost-ul ăsta, mă. No, am pierdut meciul ăsta, n-am, nu mai am ce să fac. Da, m-a bătut rău de tot. Ok. Dar mai încercăm, avem doar un lose, o să mai facem încă un match și după să continuăm episodul următor. Pentru episodul următor aș vrea să strângem o grămadă de like-uri. Hai să vedem câte like-uri putem să strângem. Ok, avem un Ice Golem, stai așa, gata, ne gândim. Ok, păi vă învăț cea mai tare tehnică de Clash Royale, frate. Pui un prinț. Și după pui un wizard. Înțelegi? Adică e de neoprit. Și vei pune un Ice Golem, dar Ice Golem-ul tipului văd că n-a avut nicio legătură cu noi. Ok, și ce e cartea asta? Vreau și eu să știu. I-am luat ceva de la turn, chiar am luat ceva, dar nu știu ce e cartea asta și cum funcționează. Așa că o să o punem aici să vedem care-i șmecheria cu ea. Se pare că am luat primul turn deja fără probleme tipului. Asta mă bucură foarte tare. Ok, a pus Witch-ul ăla, dar i l-am luat destul de lejer. Ok, mi-a mai pus o prostie de aia. Punem un Witch aici. Și un Ice Golem. Nu. Asta zic, am întors Witch-ul, doamne. Ok. Punem un wizard aici. Dar de ce nu dă wizardul ăla? Așa, asta zic. Nu, văd că wizardul a vrut să dea în turnul tipului. Ok. Punem un Royal Ghost aici. Oh, no. Da, i-am dat ceva la prinț oricum. Și el mi-a dat ceva. Nu. Chiar mi-a dat multișor prințului. O să punem și un witch aici foarte rapid. Greu cu elixirul ăsta. Când n-ai deloc e foarte greu. Bă, mi-a luat witch-ul cam rapid. Ce pot să spun? Pregătesc un Ice Golem aici. Aici, frumos. Și după un wizard. Ah, my god, mi-a luat turnul ăsta. Pun și Royal Ghost aici în spate să se ocupe de ăsta. Da, nu. Nu prea merge mecheria. Da, sunt cam mulți, frate, pe turnul meu. Da, n-am ce să fac. Mai pun un witch, nu știu. Mi-a pus și P.E.K.K.A, dar am pierdut și acest meci. Doamne. Bă, a venit, frate, cu drașul ăla pe mine. Ești nebun, nu aveam ce să-i fac. Fuck, am pierdut și acum. Nu mai avem încă un crown chest din păcate. Ei bine, fraților, aici vom încheia acest episod. Hai să strângem multe like-uri la acest episod pentru că am primit o legendară nouă. Mai exact, Night Witch-ul, o carte pe care chiar o doream pentru că e foarte, foarte mișto. Îmi place rău Night Witch-ul. Cam asta acest episod, eu am fost Gami. Nu uitați să apăsați pe un nou de like, pe clopoțel, pe subscribe. Iar ne vom vedea data viitoare. Pam!